Vă salut din nou, revin cu un nou videoclip, de data asta despre niște modele interesante de la Hot Wheels și, ba mai mult, e o serie interesantă care a apărut pe piață, mai exact am văzut-o la Selgros. Sincer, nu știu dacă e premium, aici văd că nu scrie, dar modelele arată destul de bine și ca și preț, undeva la 16-17 lei, nu se par exagerate. Și mi s-au părut interesante, repet, e o serie total nouă și seamănă foarte mult așa ca și calitate cu cele premium, dar oricum diferența ar fi doar cred că de roți de cauciuc. Pentru că detalii, o să vedeți, arată bine față-spate. Deci, eu zice un fel de semi-premium. Și menționez încă că ar mai fi niște modele în afară de astea patru, dar pur și simplu astea mi s-au părut interesante și mi s-au părut atrăgătoare. Și am decis să le iau, dar după cum spuneam, încerc și rolul acesta de a vă anunța dinainte, cumva să știți că există această nouă serie. Și acum rămâne la latitudinea fiecăruia ce cumpără sau nu cumpără. Întotdeauna încerc să fiu și informativ, adică dacă văd ceva interesant, cel puțin să vă anunț că există seria și acum rămâne, repet, la alegerea voastră ce cumpărați, pentru că nu fiecare are preferințele lui și poate să ia doar pe una dintre ele sau două, sau depinde. Am găsit cu ocazia asta și o serie inedită de la Majorette pe care o să o prezint săptămâna viitoare și acolo mi-au plăcut două modele, dar tot așa informativ, doar să știți că a apărut o serie nouă. Dar până atunci, haideți să vă prezint aceste modele. Deci vorbim de o nouă serie vintage, adică mașini clasice, doar că clasice care au participat la diferite curse, pentru că aici așa spune Vintage Racing Club, deci de-a lungul timpului au participat la diferite curse și pentru că e vintage, deci au timpul le-a depășit, să zic așa, acum au devenit mașini de epocă, dar eu zic că arată foarte bine, în special acest Lamborghini Miura, binecunoscutul Lamborghini din anii 70, care mie mi se pare ceva fantastic, așa ca și model, și arată foarte bine, ca și detalii mă refer. Dar haideți să începem să le desfacem, deci am să încep cu primul, care vorbim de un Custom Ford Maverick și pe ăsta l-am. Nu se poate pune problema că nu l-am, doar că, cum vă spuneam, este un model semi-premium. Arată foarte bine, detalii foarte bine definite. Nu știu dacă scrie pe spate, dar se pare că arată și pe spate seria. Deci singurul care nu l-am luat. Ar fi, cred că acest Toyota, care probabil că o să-l iau și pe ăsta pentru că îmi place. Eu l-am și pe Toyota asta, doar că nu l-am văzut pe raft, deci înseamnă că am ratat unul.
O să mai studiez, deci vă reamintesc, eu le-am văzut în Selgros. Și să începem. Wow, arată foarte bine cu aripile extinse. Vedeți că sunt montate, parcă așa arată, ca și cum e prins cu șuruburi. Se văd până și aceste detalii cu aceste aripi extinse foarte tare, foarte tare. Aici de sus se vede cel mai bine cât de late sunt, deci asta înseamnă că au niște roți foarte late. Și cam așa arată din spate, cam așa arată din față, vedeți, axibilde, inclusiv o bară de protecție, lateral, cum vă spuneam, deci a făcut parte din niște curse, probabil, vedeți că are tematica asta de curse cu numărul 11. Așa arată în spate, cu stopurile puse în evidență și aici, inclusiv sigla. Foarte tare arată, dar în special aceste aripi modificate foarte tare arată. Și ajungem și la acest Miura, care mie, repet, îmi place foarte mult. În general, Lamborghini îmi place, dar eu zic că la anii 70 să scoți o asemenea mașină e superb. Nu zic și Ferrari, competitorul. Arată bine. Am așa arată pe blister, foarte tare. Deci e singurul model, dar e foarte reușit din punctul meu de vedere. Cam așa arată și la bază. Nu v-am mai arătat de mult, dar ar trebui să vedeți denumirea lui și la bază. Ăsta l-am, cred că și premium, dar nu știu dacă, cred că de la Matchbox l-am. Cam așa arată lateral, cu jante cromate, cu 5 spițe dublate, deci astea de obicei se găsesc la mașini de curse sau foarte sportive, pentru că dă bine, inclusiv în spate, număr de matriculare, stopuri vopsite, foarte tare, foarte tare, îmi place mult. Și spatele acestea parcă ar fi niște jaluzele, foarte interesant. Și cum spuneam, deci a participat în curse, deci vedeți tematica asta cu numărul 32. Faruri. Și ajungem la o mașină asiatică, un Datsun 240Z și pe ăsta l-am, dar o să vedeți, arată foarte bine în detalii. Cam așa arată pe blister, tot așa tematică de raliu. Și în momentul să desfac și pe ăsta. Cam așa arată din față, vedeți, cu faruri separate, cred că e plastic acolo, dintr-una cu parbrizul, dar par și axibil de puse, spoiler, lateral, niște jante foarte interesante, care nu le-am mai văzut, cei de la Hot Wheels au inovația asta de a modifica și aduce alte tipuri de jante, foarte interesant, numărul 24 din curse și în spate foarte bine pus în evidență stopurile, țeav de șapament și niște roți foarte late, foarte interesant, vă dați seama, o mașină de mare putere și
Am observat la în perioada aceea erau aceste oglinzi puse pe capotă, foarte interesant. Cam așa arată. Și ajungem și la ultima, un corvet din 1962. Ții minte că ăsta seamănă foarte mult cu un Mercedes-Benz clasic, care seamănă tot așa. Și deși e argintiu, trebuie să recunosc că arată binișor. Și vedeți că are detalii față-spate. Deci, 1962 Corvette. Argintiu la bază, tot așa scrie numele. Corvette din 62. Cam așa arată în față, grila din față, radiator, la cele faruri mari, singulare, de obicei la mașini mai vechi, cam așa era, plus astea suplimentare, numărul 6 de cursă, jante cu 5 spițe din ce văd și acel contur cromat, care iarăși e o marcă înregistrată deja Hot Wheels, cam toate au așa. În spate stopuri vopsite. Într-adevăr, acolo se văd niște mici diferențe față de locul unde e pus și vopseaua mai încolo, dar sunt mici detalii. Sigla, cam așa arată de sus. Număr de matriculare, acea bară de protecție subțire care e specifică mașinilor clasice, foarte tare. Și după cum am obișnuit, am să merg acum la raft și am să pun aceste mașini, doar că nu știu exact unde să le pun. Cam aici sunt mașinile clasice, după cum vedeți, nu prea mai am loc. Aici sunt mașini decapotabile, mașini europene, asiatice, vedeți că am aici un Datsun, pick-up truck-uri și mașini de teren, și acolo europene, și aici nu e Hot Wheel, deci undeva ar trebui să le pun totuși. Nu știu unde să le pun. Pentru că e de cursă, deci deocamdată am să încerc să pun aici. Pentru că am ceva loc. Rămâne de văzut unde am să le pun pe restul. Ăsta Miura am să-l pun aici pentru că este european. Corvette american, probabil am să încerc să îl pun aici undeva. Deocamdată am să-l pun peste. Și cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune.